Eu aș dori înainte de ședința de guvern, pentru că nu este o temă strict guvernamentală, să fac o scurtă declarație și un anunț. Am avut o discuție cu miniștrii care sunt membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării și care au atribuții în ceea ce privește politicile de securitate și de apărare și constatând împreună că, pe de o parte, situația din Ucraina s-a înrăutățit în ultima perioadă, văzând referendumurile ilegitime și ilegale care au avut loc în diverse regiuni și continuarea actelor de încălcare a Constituției Ucrainei, a normelor de drept internațional și a acordurilor internaționale. În plus, față de această situație tensionată, au existat acțiuni de provocare din partea unor oficiali ai Federației Ruse și situații cu care autoritățile din România se confruntă și față de care trebuie să ia decizii. Având în vedere această situație serioasă, este evident că România trebuie să aibă o poziție instituțională care nu poate fi reflectată decât în baza unei dezbateri și a unei decizii a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În acest sens, în baza prevederilor legii privind organizarea CSAT, mai concret articolul 6, aliniatul 2, având în vedere că peste o treime din membrii CSAT sunt membrii ai Guvernului, mai precis 7, primul ministru alături de 6 miniștri, vom transmite astăzi președintelui României solicitarea oficială de a organiza în cât mai scurt timp o ședință extraordinară a CSAT pentru a analiza situația creată, a lua o decizie clară, unitară, instituțională și a asigura coordonarea funcționării instituțiilor statului român în fața provocărilor și a extrem de complicate situații care evoluează la granița României. Consider că este nevoie, repet, de un răspuns instituțional, de o singură voce cu care România să vorbească sau voci coordonate în această poziție a sa și, de asemenea, în baza acestei analize și decizii, să putem să continuăm coordonarea și exprimarea foarte clară a poziției României față de partenerii noștri internaționali din NATO, din Uniunea Europeană și, în mod special, Statele Unite ale Americii, care va fi reprezentată în curând la București, la cel mai înalt nivel, vicepreședintele Biden, dar înainte de acesta este vizita secretarului general al NATO și este absolut necesar ca România să aibă o poziție unitară, o poziție instituțională și o poziție pe care să o susținem toți reprezentanții, președinte, prim-ministru, membrii ai guvernului în ceea ce privește această situație creată la granița României. Deci vom trimite astăzi solicitarea către președinte și evident că așteptăm invitația acestuia de a participa la ședința CSAT. Atâta vreau să vă comunic și după ședința de guvern, dacă avem decizii ale președintelui în acest sens, vom acționa în consecință. Vă mulțumesc!